Bună ziua! Sunt Costel Oprea, gazda Noua TV și continuăm seria de emisiuni despre România. De fiecare dată pun această întrebare. Avem o țară, ce facem cu ea? Și încercăm să găsim niște răspunsuri astăzi cu un invitat foarte special. Este vorba de domn profesor Ilie Șerbănescu, un expert în zona economică. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit la această emisiune. Avem onoarea să vă invităm, deoarece știm foarte bine că sunteți un foarte bun cunoscător, cel puțin al perioadei acestea, după 90. Știți și foarte bine că de fiecare dată am vorbit despre tranziții, despre reforme, despre schimbări. Nu știu ce s-a schimbat din România, dar știm că, în același timp, că ne aflăm într-o oarecare cumpănă. Mă rog, nu știu câtă cumpănă este acum, dar ce părere aveți? Ce facem cu țara asta? Este pe drumul cel bun, pe drumul cel rău, nu știu. Cum ar trebui să procedăm ca să salvăm totuși țara asta? Dumneavoastră porniți de la ideea că dacă trăim aici, e a noastră. Eu nu cred că e așa. Trăim aici, dar nu mai e a noastră de mult. Și cuvântul salvat e pertinent, e potrivit. Eu am însă îndoieli că putem să o salvăm pentru că pur și simplu cei care ne-au luat-o, au luat-o pentru ei, nu pentru noi. Și cu asta am încheiat. Eu numesc statutul în care România a ajuns. E un statut de colonie. După părerea mea, e un statut clasic de colonie și nu cunosc din istorie o colonie care să-și fi depășit statutul. Pentru că cei care îi impun acest statut, repet, și-au luat acest bun pentru ei. Și cel mult la ceea ce poate spera colonia respectivă e să schimbe stăpânul, nu statutul. Da, este o perspectivă destul de pesimistă, dar totuși, să zicem așa, în cadrul acesta, conceptul dumneavoastră a coloniei, mai avem libertate de mișcare? Mai putem să facem ceva? Nu avem. Asta este și problema. Problema principală a României actuale este că se confruntă cu o decuplare între decizie și responsabilitate. În mod normal, toate lucrurile care vor să funcționeze trebuie să aibă acest cuplaj. Cel care decide trebuie să și răspundă. În România nu e așa. De răspuns răspund cei care sunt la guvernare și deciziile le iau stăpânii. Și de ce le iau stăpânii? Pentru că e colonia lor. E firesc. Nefiresc este că nu răspund. Și atunci lasă la guvernare pe români. Cine răspund? Românii. Cei care decid, nu răspund. Cum vreți să iasă ceva care să funcționeze? Părerea mea este că e imposibil. Acest decuplaj este sursa tuturor nefericirilor actuale ale României. Că vedeți și dumneavoastră că parcă și în fiecare zi se mai adaugă ceva la această nefericire, parcă nimic nu mai merge. Da, totul se rupe. Suntem amintiți într-un blocaj. Da, e un blocaj. Într-un vacuum istoric. Și e firesc. E firesc cu atât mai mult cu cât
Stăpânul extern nu e unul singur. Dacă ar fi unul singur, ne-ar stoarce cap o lămâie, ca să folosesc un termen românesc, dar nu i-ar lăsa pe alții. Așa să facă și ei același lucru. Așa să calcă în picioare unii pe alții, mulți, nu se mai știe cine dictează dintre ei. E haos. Și se creează în mod, hai să spun, cel puțin o nefuncționalitate. Și asta se vede. Pentru că dacă unii trag hăi și alții cea, și nu mai spun că alții răspund, și mai e o nenorocire care derivă de aici, dar care e asociată de cuplajul de care vorbeam. Nenorocirea este că, fiind așezate așa lucrurile, stăpânul extern, în mod obiectiv, trebuie să lase pe vătaful intern, cel care guvernează, să mai palmeze ceva, să mai fure ceva, se spune pe românește. Și atunci există corupție, există corupția, însă e de milioane, că miliardele le iau stăpânii. Dar ca să poată stăpânul să ia miliardele, trebuie să lase pe român, românul vătaf, să ia tot de la român milioanele. Asta este, așa se întâmplă. Că e justiție, că e în poliție, că e prea puțin important. Restul sunt diferite fațete ale aceluiași fenomen. Din păcate, din ceea ce spuneți dumneavoastră, rezultă faptul că acești străini, acești stăpâni, controlează România prin cozile de topor și fiecare își are propria coadă de topor. Și controlează nu prin cozile de topor, ci prin mijloacele pe care le au ei pe plan internațional. Sunt câteva. În primul rând, controlează prin faptul că dețin proprietatea strategică, proprietățile și activele strategice din România. Spuneți-mi și mie un activ strategic care contează, care contează strategic în România și care e deținut de români. Nu e. Deci asta e o piesă. A doua piesă este că ei, stăpânii de care vorbesc, controlează piața internațională. Deci toate jocurile pe plan internațional sunt făcute de ei. Tu nu poți să ai nicio pretenție. Admițând că ai fi chiar independent, ai luat tu deciziile, n-ar lua alții. Piața mondială fiind tot mai globală și mai influențată globalist, e tot mai la dispoziția celor puternici și celor care fac jocurile. Dar vina cui este? Eu cred că totuși este vina românilor, pentru că românii și-au vândut bunurile. Nu au intrat ei cu forța, nu au fost ocupați, nu au venit cu tancurile peste noi. Din punctul acesta de vedere, e o observație extrem de corectă. Dar față de perioada actuală, e tempii pasate. Lucrurile s-au desfășurat, s-au terminat. Cum s-au derulat? Deci ne întoarcem în istorie să vedem cum s-au întâmplat lucrurile de am ajuns așa. Acolo contribuția factorului intern este formidabilă. Și ea se vede și în situația celorlalte surate comuniste, foste comuniste, care n-au ajuns în aceeași situație pentru că n-au acceptat ideea de a da totul de la gură altora. Acest lucru s-a întâmplat în România și uite unde am ajuns. Lucrurile
se derulează în continuare. Celelalte, sau o parte din fostele jurate comuniste, se luptă să recupereze ceva. În România nu există niciun fel de dulce farniente, de parcă idee. Niciun liniște, fel de se vrea idee. Liniște, cum spune Iohannis. Dacă vreți să luați cel mai semnificativ lucru, întrebați orice minister din România, orice minister, indiferent, ce strategie are pentru domeniul respectiv. Și o să vedeți că la toate ministerele economice nu există decât strategia privatizării. Nimic a recuperării, nimic a dezvoltării românești, ca să zic așa, și acum cu dezvoltarea românească. Dezvoltarea românească nu se poate produce dacă nu are în spate statul român. Nu este o minunăție acest lucru, nu este poate un lucru de urmat, dar fără el nu te poți dezvolta. De ce? Pentru că nu poți să pătrunzi pe piața internațională. Nici măcar la tine în țară. Dacă nu ai statul în spate, adică dacă nu ai pe cineva puternic, cât de cât puternic, în momentul când îți vine o multinațională în România care are o cifră de afaceri peste PIB-ul României, poți să te lupți cu ea. Dar poți să ai un dialog dacă ai statul în spate. Da, exact, pentru că nu intră pur și simplu, acum spuneam mai devreme, cu tancurile, ci primul pas pe care face orice mai este dialogul cu guvernul și guvernul îi deschide ușa. E foarte corect. Îi deschide minunăția, toate porțile. Da. Între ghilimele, a transformării României într-o colonie este că nu s-a făcut cu tancuri, cum spuneți dumneavoastră, adică nu s-a făcut cu ocupație militară. S-a făcut foarte frumos pe Facebook, ca să zic așa, sau ce exista la vremea respectivă. Cu asta, basta. Dar acum e timp, e vorba cu tempii pasate. Lucrul ăsta a dispărut și noi ne acomodăm, iar întrebarea noastră vine ce facem cu România, ne acomodăm momentul actual. Momentul actual, bun sau rău, este cu deținerile de pârghii, decizii de către stăpânul extern. Nu mai ai cum. Domne, poate eventual te poți lupta cu stăpânul extern, dar să îl învingi și să iei înapoi, asta ar fi caragios. Nu se poate. Înseamnă că învingi colonialismul mondial, ceea ce, să mă iertați, se luptă de sute de ani. Colonialismul trăiește de sute de ani pe seama altora. Și trăiește bine. Trăiește bine. Și acum trăiește foarte bine pe seama altora. Da, în fiecare an are loc un transfer de resurse din țările coloniale în țările centre coloniale, ca să zic așa. Are loc acest lucru. Cei care conduc centrele coloniale au înțelepciunea ca o parte din acest transfer să-l lase la dispoziția oamenilor de acolo. Nu-l bagă ca să poată să trăiască și mai să bine decât ceilalți. Știu, da. Lasă să se dezvolte, să supraviețuiască la un anumit nivel. Și știți cu impozite mari. Cu impozite mari pe care ni le interzice nouă. Noi nu avem voie să punem impozite mari. De ce? Și nu avem voie ca statul să fie puternic. De ce? Ca să nu ne putem lupta cu ei. E foarte simplu. Și dacă ei dețin pârghiile, și dacă deții pârghiile, deții și deciziile,
și ai decizia în mână, nu mai ai niciun fel de problemă dacă n-ai un stat puternic. Dimpotrivă, indicația este stat minimal. Stat minimal, dar în același timp sunt interesați să, ca românii să aibă un anumit nivel de trai, totuși, pentru că principala resursa lor este cea umană, trebuie să producă profitul lor. Asta este... Că dacă iar s-a omorât total pe români, atunci nu ar mai putea să exploateze ceea ce avem aici. E corectă observația noastră, acest lucru se va produce probabil într-un viitor pe care eu nu-l decelez. Când anume se va declanșa? Da. De ce? Pentru că ei și-au luat grosul. Da, am înțeles. Adică sunt 6 milioane de români care lucrează la ei, pentru ei. Da, da. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu știu dacă pragul e la 7 milioane sau la 10 milioane de români. În orice caz, cel puțin 7 milioane, cel puțin. În orice caz îți va spune orice fel de demograf și vreau să atrag atenția că previziunile demografice sunt cele mai sigure. Nu există altă previziune într-un alt domeniu care să se îndeplinească așa cum este în demografie. Nici războaiele n-au reușit să deturneze cursul firesc cunoscut al demografic. Da. Și spune foarte clar orice previziune demografică, că e a ONU, că e a Uniunii Europene, că mai răsare și după la nu știu ce institut de cercetare din România, în anii 50, până 50 al acestui secol, vom fi 14 milioane, 15 milioane. Da, da. Deci nu știu dacă ăla e pragul sau e chiar ăsta. Tendința, din păcate, este deci românii să plece în sănătate și România aici să va veni părinte, exact, au venit din Sri Lanka, mă rog, din țările asiatice ca să muncească. Oricum este un val acum, ultima perioadă, foarte puternic de străini, mă rog, este zona în spiritul asiatică. Colonialismului actual. De ce? Pentru că, cum ați făcut și dumneavoastră observația, punctul central, factorul central, este forța de muncă. Și ea trebuie să fie subretribuită pentru ca cei din spațiul central colonial să trăiască mai bine. Și atunci, tu îi dai un salariu mai mic, înțelegeți? El, ca să supraviețuiască. Ca să supraviețuiască, poate să o ducă și într-un anumit fel. Mm-hmm. Oricum, uitați-vă la România. Ce face omul cu banii, el nu investește, nu face ceva. El se duce la aeroport și pleacă în străinătate. După 30 de ani de, sau 50 sau 45 cât au fost, de claustrare, de izolare, asta este idealul în lume, dar asta e o aiurea. Cu asta nu putem combate, sau nu, cu asta nu putem salva România, România, ca să folosim termenul nostru. Da. Cam asta se întâmplă în momentul de față. România are cel mai înalt grad de acceptabilitate și adeziune la Uniunea Europeană. Ea nu înțelege că Uniunea Europeană i-a luat tot. Uh-huh. În mod normal, ar trebui să fie supărat. Dar el e încântat de Uniunea Europeană, îi cântă la fioară. De ce? Pentru că se duce la aeroport, el asociază Uniunea Europeană cu libertatea lui de mișcare. Uh-huh.
Deci, evident, nu e același lucru. Dacă vrem să construim o țară, dacă vrem să trăim pe un teritoriu, e bună ziua, mâncăm mici, s-a terminat. Da, nu, nici măcar nu poți să pui la zid. Sau să... Păi s-au creat, din păcate, prin politica guvernamentală s-a creat o stare, într-adevăr, exact cum spuneți dumneavoastră, de lehamite, și românii nu mai au idealuri, nu mai au obiective naționale. Mă rog, am avut și noi un obiectiv național după ce am intrat în NATO și a fost intrarea în Schengen și așa asta am ratat. Asta este... Cățelușul trebuie pus la respect, dom'le. Nu-i se dă tot. Nu. Asta e o poveste, eu o spun foarte clar, e o poveste germană, că acum a apărut Austria, Olanda, ăștia țări pigmeu, n-au nicio importanță, au o importanță. Vorbesc în deciziile zise europene sau internaționale. Aici, asta este problema, vă amintesc că e o problemă care are 12 ani. Nu e acum de anul trecut. S-a prelungit foarte mult. Și nu. Și este prima dată, acum 12 ani, cine a impus clar faptul că dreptul la veto a fost Germania, care a spus, oameni buni, nu mai ridicați problema cu acceptabilitatea în Schengen, pentru că noi vom pune veto. La vremea respectivă, a pune veto însemna a scoate complet din discuție acest lucru pentru sinedie. Înțelegeți? Da. Și atunci s-a acceptat așa. Acum, în contextul războiului cu... Hai să fim drepți. În contextul războiului cu Ucraina, după ce au fost pusă România să facă tot ce trebuie în favoarea Ucrainei, s-a gândit și cineva din România, bă, hai să punem și noi în poveste. Da, da. Și cățelușului s-a amintit, băi frate, nu vă mai amintiți acum 12 ani când v-am spus că nu intrăm. Nu este vorba. Problema este, ca explicație tehnică, este, după părerea mea, faptul că România și Bulgaria nu au fost agreate sau acceptate de Rusia ca să facă parte din Uniunea Europeană la vremea respectivă. Și atunci când Germania și Rusia erau așa, Germania a promis că da. Că va bloca, da. Și când a fost vorba de a intra în Uniunea Europeană ca Uniune Vamală, s-a acceptat. Da, am înțeles. Dar în spațiul Schengen nu e Uniune Vamală. Este o aceeași țară. Da, da, da. Și atunci au spus, domne, nu. Înțeles. Pentru că, după părerea mea, Germania are ideea că poate nu va trebui să facă exact ce a făcut în 2022, să renunțe la toate resursele rusești. Pentru că Germania a devenit puternică cu resursele rusești. Cu rusești, da. La care nu mai are acces acum. Și e și reacție. Și care reacția Germania acum? Acum știți și dumneavoastră că Germania intră în recesiune. Da, da. Știți și dumneavoastră că Germania din motorul
Europei a devenit bolnavul Europei. Sigur că cu așa ceva nemții nu o să se împace niciodată, dar ei știu că fără unirea cu resursele rusești, posibilitățile lor sunt limitate. Sunt limitate. Și nu celălalt toți americani. Da, dar de două ori mai scump. Știu, așa e, așa e. Și de două ori mai scump, da. Motorul Europei s-a transformat în bolnavă Europei. Da, da. Asta e și își caută poate resursele în altă parte și poate le caută acum în România. Poate în România, poate în resursele rusești, în continuare. În continuare. Cum obținute? Pe, da, pe căi ascunse. Poate să fie obținute prin... Deocamdată nu există, dar... Noi asta ați observat harta schimburilor mondiale. Și o chestie extraordinară. Germania exportă în Kirghizistan, Tajikistan, Kazahstan. Nu exporta... Două șuruburi acolo. Da, da. Deci totul se duce acolo, că bineînțeles că aia le trimite în Rusia. Da, da, da. Am înțeles. Înțelegeți? Da. Folosesc altă rută. Indirect. Folosesc altă rută. Da, da, da. Nu se poate. Da. Dom'le, iar vreau să mai vă spun un lucru apropo de asta. Da. Cel mai... interesant lucru cu strategia defense, strategia Statelor Unite este că se actualizează din 4 ani. A 4-5 ani se actualizează. Două lucruri nu s-au schimbat de la sfârșitul războiului. Orice război se desfășoară în lume, să fie cât mai departe de teritoriul Americii. Da, da, da. Și doi, să nu existe asociere a Rusiei cu Germania. Neschimbat până acum. Până acum, deci în plin război din Ucraina, unde, cred că vă dați seama că se luptă Rusia cu Statele Unite, restul... S-a descoperit în plin război că Germania este singura țară europeană ocupată cu trupe străine, că trebuie să facă ceea ce... să nu mai ia resurse de la ruși, să ia GNL din Statele Unite de două ori mai scump, care e făcut din șisturi, și care e cărat tot peste Atlantic. Da, e mult mai scump, într-adevăr, că nu că nu mai e prin conducte, ci este, pur și simplu, cărat cu navele. Înțelegeți? Da. Dom'le, se schimbă ecuațiile economice. Este evident acest lucru. Cine este marele câștigător? Care considerați în urma acestui război? Cine? Nu Rusia și nici Ucraina. Nu. Cel mai mare câștigător este China. Exact, este aici. China dintr-un motiv foarte simplu, nu trebuie să ai premiul Nobel, nu trebuie să fii nici măcar economist. Toate resursele cu care Rusia aproviziona Occidentul sunt împinse de acest război în brațele Chinei. Mai ieftine de două ori. Cine câștigă? Iată cine câștigă. Și mai este un câștigător, cel puțin în zona aceasta regională, Marea Neagră, este Turcia. Turcia își joacă poziția. Și o face spre cinstea ei, în favoarea ei. N-a abandonat niciun moment Montreux, adică acordurile de la Montreux, în care are, decizia asupra cui trece și cine cui nu trece prin Sâmbător. Înțelegeți? Deci le menține și asupra Rusiei,
dar joacă și cu Rusia, că da, nu-și proști. Da, 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 bineînțeles. Și oricum se pare că ăsta gazul care vine din zona aceasta, Caucazul, din zona asiatică, o să treacă prin Turcia. Deci o să fie Europa, o să toate fie trec prin Turcia. Toate trec prin Turcia. Inclusiv gazul și petrolul nerusesc. Trec nerusesc. Tot prin Turcia. Da, 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 exact. Asta e, cum să spun, asul din mâneca Turciei. Da, și exact, pe ăsta îl joacă. Exact, da, da, da. Pe ăsta îl joacă. Da. Așa că, cum să spun eu, Bulgaria, România, în spațiu Schengen, mai puțin. Mai așa, da. Sinedie, exact cum a spus dumneavoastră. Sinedie. Văd că încearcă acum, Grindeanu s-a trăit acum în apropiere de alegeri, să ceară Uniunii Europene despăgubiri, asta legată de blocaj. E posibil să dea și despăgubiri. Numai ca să da, ca să ne țină blocați. Oricum există o inițiativă a lui Eugen Tomachiro, parlamentar, a să-ți dea în judecată, să vedem. Cred că se vedem. Momentul când dai judecată la stăpân, știi de la început care e decizia. Da, am înțeles. Da, mai am o singură întrebare. De faptul că tu, în momentul de față, n-ai cum să te debruiești. Cu ce să faci? Cu cine să joci? Pentru că, cum ziceți dumneavoastră, stăpânii ne-au decuplat de la crâma puterii. Deci ne-au luat absolut toate elementele pe care puteam să le folosim pentru a rezista în fața presiunilor. Perfect de acord că asta și pentru că am fost noi proști. Păi da, asta este prostia noastră. Noi dacă vrem să negociem ceva, totdeauna la negociere, numai nimic de dat. Elemente strategice în țară pentru a putea să contracareze această ofensivă a lor. Totul e în mâna lor. Din păcate, nu e o minunăție acest lucru, dar este clar. Mai am o întrebare la dumneavoastră. Dați o șansă guvernul Ciolacu, cu încercările, văd că, mă rog, cel puțin așa pare, imacologic încearcă să se lupte inclusiv cu marile companii și vrea să facă cică o reformă astfel încât să mai reducem puțin din deficitul ăla care, mă rog, mi s-a impus de pe saltă. Asta e o discuție foarte lungă. Știu, dar câteva foarte lungă, elemente. Să schițez puțin. Nu. Da, da, da. Discuția e foarte lungă pentru că intră în politică, are mai puțin legătura cu economic. Doar economic, dacă există șansă. Doar economic nu există. Pentru că acest deficit este politic. Este vaccin. Sau vaccinuri, lockdown-uri, compensări de la criza energetică care a fost generată de Uniunea Europeană, că a combinat două politici antinomice și nu putea să iasă decât dezastru. Nu te apuci să faci liberalizare de prețuri în momentul când vrei decarbonizare. Două lucruri care se bat capul. Și care au dat nenorocirea care au dat. Și în al treia rând, Ucraina. România, prin participarea la NATO și la Uniunea Europeană, merge umăr la umăr în susținerea Ucrainei. Cu bani. Refugiați, cum să spun, achiziții de arme? Păi, domnule dragă, în contextul ucrainian, ante și post-război, România și-a mărit participarea militară, adică bugetul armatei, de la 1,5 la 2,5%. Mai întâi la 2 și după aceea 2,5, da. Știți ce înseamnă asta? 30 de miliarde de lei pe an în plus. Ăsta e deficitul. Și banii aceștia, cum să vă spun... Despre banii ăștia nu vorbește nimeni. Habar n-avem cum se duc, cum se duc și... Nu știu.
Că, asta cu un se duc cu... Nu cred că îi bagă cineva în buzunar. Mă iertați. Da, da. Nu. Astea se joacă cartea că i-a băgat cineva în buzunar, că câțu, că nu știu ce, pentru ca să nu se discute despre lucrurile. Am înțeles. Pentru că nu e războiul României, e în regula jocului ca fiind într-o alianță să respecte, stabilește alianța, dar nu poți să ții pasul cu ăia din punct de vedere al cheltuielilor. Știu, dar nu avem totuși nevoie în contextul ăsta totuși, că, da, totuși să spunem că suntem protejați pentru că rușii vin de avalma peste noi. Dom'le, rușii nu o să vină în România pentru că au luat, n-au ce să mai ia de aici, că au luat occidentalii tot, ce dracu acum, asta e nu mai aiurea. Nu mai interesul la să nu mai ia. Îi facem proști, poți să-i faci oricum pe ruși, să-i spui că ne-au oprimat în de-a lungul istoriei și alte chestii, dar nu că-s proști, Doamne, păzește. Ei n-au ce să mai caute aici. Au trecut occidentalii și au luat tot. Că e vorba de austrieci sau de americani sau de că mai schimbă între ei și așa mai, asta e mai puțin important. Rușii, dacă vin aici, trebuie să plătească proprietățile pe care le-ar lua. Ei nu sunt suficient de puternici pentru ca să schimbe regulile jocului mondial. Deci ei, dacă vor să vină în România să ia resursele din România, trebuie să le plătească. Și ăia, care le au acum, îi vor cere de 10 ori mai mult decât au dat ei pe ele. Da, da, da. Asta e regula, asta e ecuația. Nu ne amăgim. Vorbeați de, deci, omorârea acestui deficit e greu să o presupui, că se va face că are cauze care n-au dispărut. Înțeles. Nici criza energetică. Și atunci guvernul doar încearcă așa, mă rog. Sigur, o vopsea. O vopsea ceva pe afară, da. Singurul lucru interesant din această chestiune este că încearcă să introducă o taxă pe multinaționale, 1%, da. Care să schimbe într-un fel regula jocului. Nu știu dacă a mai încercat și Dragnea și l-au băgat la pușcărie. Nu știu ce se va întâmpla acum. Situația e puțin diferită, pentru că în principiu Uniunea Europeană și Occidentul ăsta așa colectiv, nu știu cine și cum, trebuie să accepte să schimbe într-un fel puțin regula jocului, că România în mod clar nu se va descurca. Da, nu putem ieși și intra. Înțelegeți? De asta, că toți simțim că suntem într-un blocaj trebuie total. Trebuie să-i lase puțin să destindă puțin chestiunea și asta e miza acestui 1% pe cifră. Ca un fel de joacă, așa. Mai lăsăm noi puțin, se schimbă regulile jocului. În primul rând, nu mai se impune doar profitul. Da. Pentru că profitul Ca regulă ar trebui să se impună doar profitul. Da. Asta e regula economiei de piață. Da. Dar, dacă ăsta au ajuns să bagi joc de... Nu mai dai nimic. Înțelegi? Atunci schimbi la regulă de joc. Și pui pe venit. Pui pe venit. Exact. Nu-i prea
de piață, dar e o chestie concretă. Exact. Într-o situație extraordinară trebuie să acționăm extraordinar. Mulțumim foarte mult, domn profesor, caza care că ne-a dat. Nu știu cu ce v-am ajutat. Nu, niște lucruri foarte interesante. Sper să mai veniți la noi, pentru că sunt atât de multe lucruri pe care încercăm să le clarificăm, să le înțelegem. Și, mă rog, bineînțeles că nu găsim noi răspunsurile, că nu există un adevăr absolut, dar trebuie să vorbim despre lucrurile. Vă dau o singură chestiune, da. O singură frază, că da, trebuie să încheiem. Da. Singurul lucru pe care poate încerca România este să ceară stăpânilor externi să se recunoască statutul de colonie. Da. Îi bagi într-o derută completă, că baza lor este să luăm decizii, dar să nu răspundem. Pentru asta nu trebuie să răspundem, nu trebuie să guvernăm. Că dacă tu le ceri, domne, recunoaște, domne, că e colonie, ei trebuie să trimită aici un guvernator care să spună asta face, asta nu face, bună ziua și care vede. Dar vă dați seama, pasa formal, România este suverană, independentă, există o Constituție, chiar este o curte. Iar băga în mare problemă. Și că avem o curte constituțională care apără Constituția și integritatea României, avem un CSAT care ne protejează toate. N-am vrut să spun asta, dar m-ați stimulat spunând că noi nu găsim, uite că poate... Da, găsim, da. Da, mulțumim încă o dată că ați venit la noi. La revedere!